Dacă abonamentele la transportul public în capitală se scumpesc, avem parte de noutăți ceva mai bune în alte domenii. De astăzi se ieftinesc biletele la trenul pe ruta Chișinău-București cu 30% și va costa 400 de lei, cu 180 de lei mai puțin. Anunțul a fost făcut de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Garnitura de tren pe cursa Chișinău-București a fost introdusă din luna iunie, după o pauză de mai bine de un an. Ruta de tren circulă zilnic, iar trenul pleacă la ora 17:10 din Chișinău și sosește la București la ora 21:30. Garnitura de tren este formată din 6 vagoane, cu posibilitatea majorării numărului vagoanelor în funcție de numărul de pasageri.